Când câștigi, e ușor să tragi concluzii. Prima repriză am suferit, să recunoaștem. Ne-am organizat bine, am profitat de o greșeală, primul gol a fost o greșeală a portarului, dar mă bucur că Kevin a înțeles că la analiză am arătat că portarul, uitat că mai filozofează de la ei și dacă putem să ieșim în presie și să-l surprindem. A făcut-o, a reușit să înscrie. După care ne-am apărat, să recunoaștem, deci nu am găsit soluții să-i blocăm. Au avut o posesie foarte bună de la latul terenului și ne-au surprins cu ce știu ei mai bine să facă și cum au și înscris în meciul din cupă două goluri cu centrări din lateral. N-am reușit să blocăm fundașii lateral, cu Dimitrov a centrat și a venit Filo și a înscris. Repriza a doua am schimbat sistemul, deci am jucat cu doi atacanți, l-am prins pe Michael mai sus, am pus presiune pe apărarea centrală și a venit și golul 2, după aia și golul 3, i-am surprins. Mai am avut ceva ocazii, au avut o singură ocazie mai periculoasă aici în dreapta, când a scăpat pe Ștefănescu, dar după care zic că echipa, repriza a doua, a arătat foarte bine. Toți îmi spuneau că de ce prima repriză și nu a doua. Acum a fost invers. Prima n-a fost numai mulțumit, dar a doua a fost o repriză foarte bună. Chiar puteam să mai înscrie. Regret foarte mult că jucăm returul la 5-1. Este foarte greu de asta. Dacă programul ar fi fost făcut mult mai bine și am fi avut mai mult timp și aș fi putut să folosesc echipa de bază cum ar trebui să fie, sigur nu pierdeam 5-1 la Sepsi, dar pentru noi și pentru mine, cu părere de rău, cupa a trecut pe locul 2 pe obiectiv. Nu ne interesează ca să fim prezent și în forma la meciurile de campionat, pentru că, vedeți, foarte scurt, alții și echipa de azi a avut o zi în plus față de noi și celelalte echipe și nu este ușor și de-aia trebuie să sacrifică cupa. Întrebări din partea colegilor jurnaliști, cum comentați primele două goluri marcate, noroc pentru Polia și din nou pentru Sepsi? Nu. Norocul normal că noi am făcut, am presat, că dacă nu se ducea să preseze acolo sau, eu știu, acțiunea care a avut-o, golul 2 a fost cu preluarea lui Ciacana, nu? Parcă, da, la golul 2. Norocul, până acum n-am avut noroc. Suntem singura echipă care chiar până acum n-am avut noroc pe un fond de joc bun, am ratat foarte mult, ori portarii au fost, i-am făcut mari. Norocul se mai schimbă și mai vine și cu cei care sunt profesioniști, care, eu știu, își fac meseria în fiecare zi. Mă felicit pe jucători pentru că și nu avem probleme financiare. Și acum, cum alții spun și eu, că toată lumea spune că lucrurile sunt rădunse, că noi din februarie e ușor dat niciun salariu jucători. Deci nu e o situație foarte, foarte bună din punct de vedere financiar. Ce mă bucur că ei au reușit să înțeleagă că banii vor veni, aici la Iași niciodată nu au fost probleme cu banii, deci chiar dacă s-au dat mai târziu s-au dat. Și chiar astăzi am câștigat, eu știu, o echipă, am câștigat un spirit care azi a făcut diferență. Au câștigat și încredere jucătorii după acest succes? Mai mult ca sigur, pentru că, după părerea mea, Sepsi Viitorul sunt echipe care sunt cele mai bune și organizate din punct de vedere financiar, cu comparând contractele jucătorilor mei cu contractele jucătorilor de la Sepsi sau de la Viitorul. Sunt mult mai omogeni decât noi. Noi am avut multe schimbări și când ne-a revenit, a venit pandemia. Dar eu cred că în afară de meciul de cupă de la Sepsi, Poliaș a arătat bine. Chiar dacă nu se recunoască, Poliaș a arătat bine, am pierdut tot timpul la o diferență de un punct. Nu uitați ce s-a întâmplat la meciul cu Sibiu. Acolo am jucat 11 contra 14, deci eu nu sunt răutăcios. Astăzi, foarte discret a fost un arbitraj corect.
sau felicitări, că au fost presiuni din toate părțile, țipete, urlete de la ei, de la noi, dar a dus foarte bine jocul și chiar îl felicit. Ce e mai important acum, returul din semifinala Cupei sau în meciul cu Dinamo? Returul cu Dinamo, pentru mine Dinamo e cel mai important. Asta nu înseamnă că o să gândesc o formulă de echipă care să joace șansa. E greu, e greu, e foarte greu. Dar nu se știe niciodată în fotbal. S-au întâmplat bine la o altă echipă. Trebuie să fim realiști. Trebuie să fim realiști. Și îmi cer scuze față de suport, ținând cont de situația în care suntem noi acum, am neglijat cupa și asta chiar îmi pare rău. Era o posibilitate. S-a văzut și astăzi, Sepsi nu era o echipă de, zic, să te bată. E o echipă cu care practic aveai șanse egale 50-50. Noi n-am putut din cauza că n-avem efectivul lor de jucători și nu puteam să-i folosim mai mult, ca sigur că dacă foloseam pe Frăsii, pe cine a fost Frăsii, Pasau și cu Brevăl, la meciul ăla care sunt jucători de bază și nici Kevin nu l-am folosit, a fost rezervă Kevin, Michael rezervă, Grădinarul rezervă, deci jumate de echipă. Nu știu dacă am fi bătut la Ploiești, pe Chimia, în condițiile de jos la 3 și jumătate, la 15-30, 30 de grade. Deci, cu părere de rău, deci a trebuit să sacrificăm. Dar nu se știe, ne jucăm șansa. Kevin, prestații din ce în ce mai bune? Are nevoie de timp. El când s-a pus pe picioare, avea de iară pauză de 2 luni. N-avea ritm. Acum se vede, jucând meci de meci, are ritm. Pentru că când a venit aici, a venit după 6 luni, care n-a jucat, sau 5 luni, de genul ăsta. Și are 4.000 salariul, dragii mei, deci nu e. Și poate aș fi putut să aduc și alt jucător, dar jucătorii care au fost pus pe lista de transfer nu au plecat, nu i-a luat nimeni, nu au salarii până, au rămas aici. Dar așa sunt mulțumit. Ușor, ușor, uitați și Grădinaru, joacă bine de la meci la meci. Capral, toată echipa, nu mai vorbesc de cei care sunt aici. Și un plus pentru Teo. A fost acolo prezent, a dat siguranță și chiar îmi reproșesc că lui chiar nu i-am dat șansă. I-am dat șansă la Fani, i-am dat șansă la Deni și meci de meci au comis. Trebuie să fim realiști. Și să recunoaștem că portarii pe noi nu ne-au scos. Adică n-au fost meciuri în care să zic, bă, au luat un punct sau au luat din gol. Deci au gafat. Mă bucur, dar asta nu înseamnă că după un meci care l-a făcut acum, mai trebuie să aibă continuitate, are sprijinul nostru, are încredere 100%, am mai pus și câteva ieșită. Și la gol, s-a dus pe minge, era cât pe aici să o scoată de lângă bar. Deci asta e o mare câștig, 3 puncte plus Teo plus echipa. Deci nu am văzut, mai ales repriza a doua. Deci mai ales repriza a doua a fost altceva. Am văzut o echipă exact cum am văzut-o la Ploiești. Despre restanțele financiare, aveți vreo veste? Vin banii dintre autorități, dintre primărie? Eu am mare încredere în domnul Chirica. Da, am avut o discuție cu el, au fost niște promisiuni. E un om de onoare, un om care e alături de echipă și sunt sigur că lucrurile se vor rezolva. S-au virat o parte, rămâne ca a doua parte să vină. Săptămâna asta s-a promis, pentru că merită. Și din punctul ăsta, cum am zis, din februarie să nu fi plătit, în afară de șomajul tehnic care l-ai luat, și se muncește. Și dacă avem răbdare și dacă aveți răbdare, domnilor jurnaliști și ceilalți, o să vedeți că aici putem să facem lucruri frumoase la aici. Galeria și-a păstrat încrederea în echipă, au fost și astăzi la forță. Șapo pentru ei, jos pălăria, de-aia am și insistat că jucătorii vreau să iau pe mijloc să intre în cabină și am insistat că meci de meci au fost alături de noi, chiar dacă nu am câștigat și parcă de la meci la meci mai mulți au fost. Astăzi chiar au fost mai mulți decât meciul trecut. Și le mulțumesc că sunt alături de noi și sper că în continuare să fie fericiți și mulțumiți de rezultatele noastre. În final, întrebare legată de Cupa României, director, pentru următorul meci cu Sepsi joi, se poate întâmpla o minune în Covo? Noi ne jucăm șansa. Clar că vor fi jucători care au jucat mai puțin, plus Manuel are 2 cartonașe nouă, nu o să joace. Kevin are o ușoară contractură, deci în niciun caz nu voi risca. Kevin, dar mi-a plăcut Zaharia cum a intrat astăzi.
Păi, toți antrenează foarte bine, Prevăr o să revină, Andrei nu o să revină, deci asta o pot spune cu siguranță. Platini s-a accidentat, dar Manuca sigur va fi prezent joi. Deci am soluții. Am soluții și ne vom juca șansa. Ținând cont de ce s-a întâmplat azi, încercăm. Mulțumim foarte mult, frumoasă.